În ajunul Crăciunului, Ionuț Drăgotesc aduce obiceiul din satele Văijiului în casele românilor, pițărâi de altă dată. Deci atunci plecam cu tineri, cu bătrâni, cu toți, cu copii, cu mic, cu mare. De la mic la mare ne dea la fiecare țuică, mere sau ce avea omul. La toate căsile din satul ăsta. Ne lăsa la căs, jucam, eram mulți cu fluierile, acum s-au destrămat de tot. Nu mai este nici fluieră, nu mai este nici oameni bătrâni. Ăștia că suntem 5 sau 6, suntem foarte puțini. Regretăm că se dispară această tradiție foarte frumoasă. Nu mai sunt oameni îmbrăcați, nu eram toți îmbrăcați mămârlani. Nu conta că cade unul în noroi sau undeva sau să îmbeta. Istoria pițărăilor din satele Văijiului. În înscrisurile lui Popa Ionel Botoașcă din satul Popi am găsit, după ce publicasem cartea, acest colind al pițărăilor care a existat până pe la anul 1900. Acest colind era spus de către copii care alergau înaintea pizzeriilor, ajungeau la disar și până le dădeau cadourile, ei spuneau această colindă. Gazdă bună să trăiești, să îmbătrânești, la pizzerie să te gândești, mă rog, era mai lungă, ei o terminau repede și plecau, că venea grosul pizzeriilor din spate. Astăzi, satele Văijiului răzbat negura vremurilor, iar oamenii lor, mămârlanii, își văd nestingheriți de vechile îndeletniciri. Am fost cu cineva la oi și a lucrat și el, omul ăla, a lucrat și el la așa ceva și mi-a arătat cum să fac. Împuiatul bâtelor de corn sau povestea lui Petrică Gălățean din Slătinioara. Mic. Cea mică e pentru un băiat de măsura ei, așa, asta la altă, iarăși ceva mai mare, asta la altă pentru unul cam foarte mare. Lăsând jos boata, Nea Petrică pune mâna pe fluier și zice și zice, ca în pițărâii de altă dată. Noi aici, ce-am cunoscut eu, am avut vreo 6-7 fluierași aici, numai în Slătinioara. Ionuț Drăgotesc, în ajunul Crăciunului. Ediție de sărbătoare la Mondo TV de la ora 16 despre pițărăi, despre satul de ieri, despre momârlanii de astăzi. Doamne, cum să fie? Atunci pentru oamenii de atunci și asta era mult mai fain și mai bine ca acum. Și oamenii trăiau sub alte feluri și zicături. Asta era mijlocul de petrecere al oamenilor.